Întrebarea cu care aș porni dialogul nostru, Livia, e cum te simți după mai mult de 20 de ani plecat din România? Cât din România ta, din ce ești tu româncă, se păstrează? Pentru că una dintre pozele tale de profil este cu o ie românească. Cum se zice, rădăcinile rămân aceleași. Deci orice am face, asta nu putem schimba. Și cu atât mai mult cu cât nici nu vrem. De unde și costumul de la Sibiu, de care sunt atât de mândră. Și este adevărat, când îmbrăcăm costumul național, e ca și cum dobândim alt suflet. Măcar altă ținută sau o ținută care ne face, tot timpul mi s-a părut că e așa, să arătăm ca niște prințese, ca niște domnițe. Se poate spune, dar nu degeaba oamenii se îmbrăcau frumos duminica și se duceau la biserică. Și atunci tu, când te îmbraci în acest costum, ești mai aproape de casă? M-am îmbrăcat de ziua Elveției, 1 august. Deci a fost ca o paralelă. Proporțiuni garde, identite garde. Și cum ai fost privită? Poza respectivă e foarte interesantă, pentru că eram singură, de fapt, pe malul lacului. Voiam să fac, să profit de lumina extraordinară și am zis, decât să fac selfie, mai bine rog prima persoană care vine să-mi facă o poză. Și, într-adevăr, trece o familie, întreb eu în franceză, nu vă deranjează să-mi faceți o poză, la care doamna răspunde în română: cum să nu, cu plăcere! Recunoscuse costumul și tot. Este unul dintre aspecte. Dar cât de mult mai gândești sau mai visezi românește sau la România sau la timpul tău din România? Face parte din cotidian, oricum. Iar acum mă gândeam de mult, dar nu mă simțeam pregătită să fac o colecție, să zicem, de fete îmbrăcate în costum național. Și acum a venit timpul și ocazia, pentru că am taraful florii din crâng, pe care nu le cunosc personal, dar prin intermediul profesorului lor am pozele, le-am ascultat cântând. Și acum singurul lucru la care reflectez este cum pot să transpun muzica, de fapt, în desen. Da. E minunat să te scufunzi în tine ca să scoți ceva care chiar să fie, cum ar fi să pui culoare în cuvinte sau cum ar fi să pui muzică în culori. Că de asta mă gândeam, că simt doar costumul național nu e suficient pentru a simți și muzica respectivă. Aștept cu interes această nouă conexiune pe care o faci, pentru că nu-i prima oară când încerci legături cumva arhetipale sau arhaice între cultura românească și alte spații culturale. Într-adevăr, o legătură de mult timp este cu Japonia și mai ales de când am descoperit asemănarea dintre ceramica de Horesu și motivele porțelanului de imari japonez. Și n-a fost doar aceasta apropierea dintre culturi. Într-un fel, cred că pornind de acasă, ți s-a deschis o poartă. Am putea spune și așa, că de fapt mergem unde suntem chemați, ca un fel de chemare. În România ai avut expoziții și mă gândesc la Teatrul Național de la Craiova și mă gândesc la minunatele ilustrații pentru vărul Shakespeare. Livia Balu nu este un nume comun în Elveția, așa încât de câte ori ai expus în Elveția? La un moment dat n-am mai ținut socoteala, iar un CV actualizat. Ba, în biografii scriu doar marile expoziții, marile participări. Cum ar fi? La muzee, de exemplu, și cum o să fie Trianala din Paris, de la sfârșitul lui octombrie. Și ce m-a uimit însă este faptul că atunci când mă prezint în Montreux, mai ales, Livia Balu, aud răspunsul: a, dumneavoastră sunteți, se vu Livia Balu. Important ar fi, după atâta vreme, să aflăm care dintre perioadele acestui lung interval de peste 20 de ani a fost cea mai dificilă pentru tine ca româncă să te adaptezi sau să trăiești în Elveția. În tot cazul, primii 2 ani. Pentru că am venit în partea germană, la Basel, unde mi-am închipuit cu franceza, cu engleza, n-or să fie probleme. Ei bine, au fost, deci a trebuit neapărat să fac întâi o diplomă în germană și din cauza limbii nu găseam de lucru, de-abia am găsit la o firmă de curățenie. În sfârșit, primii 2 ani au fost cumpliți. Și apoi de la Basel la Montreux. De la Basel la Montreux, de asemenea, n-a fost ușor, pentru că în Elveția, când treci dintr-un canton într-altul, mai ales partea germană în partea franceză, este chiar mai dificil decât ai venit din altă țară. Da. Din pricina limbii, obiceiurilor, din ce motiv? Nici măcar. Administrativ? Nici măcar. Este o mândrie locală. Ah.
Ești din altă parte. Da. Iar acum, care e cea mai importantă dintre ocupațiile tale? Acum, cărțile. Deoarece visam de mult să fac nu numai ilustrațiile, ci și cartea în întregime. Și nu reușeam să-mi dau drumul. Declicul a fost luna trecută la o expoziție la Muzeul Alexi Forel Amor, o expoziție de imprimerie, de carte de artist, carte mică, număr limitat de exemplare, și unde am întâlnit colegi care făceau asta. Deci să scrii și să te ilustrezi, adică da, să te exprimi aproape de plin. Și așa am început să scriu haikuri și între timp am făcut 2 săptămâni un curs intensiv de prelucrare a imaginii pe internet. Am editat prima carte, unde de fapt sunt doar ilustrațiile mele la un poem care a câștigat un mare premiu anul trecut. Și în timpul ăsta oamenii trec pe lângă tine, pe lângă noi, oamenii trec tot timpul pe lângă noi și ce pot să-ți doresc este ca tot sufletul tău, cu tot ce vine din toate straturile din care te-ai hrănit pentru a fi Livia Balu, cea cunoscută în Elveția sau la Montreux, cel puțin astăzi, să fie cât mai bine cunoscută și mai bine comunicată. Mulțumesc!